Oameni buni, a venit momentul să se umple platoul de arome. E timpul pentru Cozonacul de Aur. Nu știu de ce, dar de când am început concursul Cozonacul de Aur mă simt mai răsfățat decât regina Angliei, pe cuvânt. Pun pariu că ea nu a mâncat în viața ei atâta cozonac cât am mâncat eu în astea două săptămâni. Și n-am ajuns încă la final, înțelegeți ce vreau să vă spun? Iar dacă englezii au nobililor, avem și noi aristocrații noștri. Așadar, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să-l poftesc în arenă pe nimeni altul decât pe regele cozonacilor, domnul Nea Vasile! Bună ziua, bună ziua! Să treci, domnule Nea Vasile! Ești chiar așa. Mâine nu-i poi mine și apoi finala! Pregătit, Nea Vasile? Absolut! Absolut, Nea Vasile e pregătit! Hai să vedem! Cum? Tot aștept și eu cozonacul ăla adevărat. Și noi îl așteptăm, Nea Vasile, să fie ăla de 10! Perfect! Haide să luăm un loc! Mergem mai departe și îl avem și pe împăratul bucătăriei, nimeni altul decât șef Alex Cârțu! Salut, șef! Salut, salut! Am mai evoluat de la prinț la împărat. Da, să sperăm că situația de asta a fost inspirat cu regina Angliei, cu asta că te-am văzut că ai sânge albastru. Pardon, tunica albastră. Mulțumesc! Perfect, să luăm un loc! Și astăzi, juratul vedetă, un jurat cu greutate, doamnelor și domnilor, să intre faraonul stand-up-ului românesc, micuțu Cosmin Delcu! Ți-a plăcut faraonul, prezentare? Faraonul! Da, faraonul stand-up-ului românesc! Așa să... Tati, nu credeam că o să văd pe asta, micuțu, în juriu la Cozonacul de Aur. Mi-a dat Dumnezeu. În sfârșit s-a întâmplat, nu? Dar să știi, fără nicio legătură, că ești invitat în juriu. Dar astăzi cozonacul pe care îl vom prezenta e cozonacul Dolofan. Jur, așa l-a numit concurenta. Cozonacul faraonul Dolofan. Da, exact. Ce, ca să fie mai clar. Nu. N-am nicio treabă cu cozonace, îți dai seama. Nu prea îți place. Nu, nici nu am mâncat unul deja și nu e Crăciunul. Da, în copilărie mâncai cozonaci? Domnule, dacă aveam... Da, exact. Îi rupeam. Ce, e mânușea ca micuță? Îți dai seama. Nu-i nicio problemă, mai aveți și el. Ce? Hai că dacă vine micuțul să pregătim niște minușele. Ce tu? Serios? Stai. Asta e. Altă treabă. Nu vreau să zic unde mai pățesc asta, dar... Am înțeles. Mă bucur că ați râs și nimeni n-a crezut. Adică toată lumea a fost, aia bă, Cosmine, termină, mănâncă cozonaci acolo. Da. Exact. Bun, ne pregătim pe de următoarea concurentă. Te descurci? Bă, eu încerc, îți dai seama. Perfect, fii atent. De câte ori am auzit asta? Penultima concurentă a pregătit un cozonac, cum spunea ceva mai devreme, Dolofan, preparat tot după o rețetă tradițională, așa că are probabil șanse destul de mari să-l impresioneze pe neînduplecatul Nea Vasile. Așadar, o vedem pe Alexandra la treabă, iar apoi o primim aici în platou. Micuțu, Nea Vasile, Alex Cârțu, atenție mare acolo, pentru că o vedem pe Alex Alexandra! Bună, numele meu este Alexandra Beatrice, am 29 de ani și sunt din București. Fac cozonac de 10 ani. Voi pregăti un cozonac clasic, dar este o rețetă îmbunătățită de mine. Pentru început facem aluatul. Ne pregătim făina, drojdia și încălzim laptele. Vă spuneam mai devreme că este o rețetă îmbunătățită, pentru că eu folosesc portocală confiată și nu coajă de lămâie sau portocală cum folosesc celelalte gospodine. Cum ți-a venit ideea să te înscrii la Cozonacul de Aur? La sugestia unei prietene care m-a încurajat, dar eu sunt sigură că am șanse foarte mari de a câștiga. Am văzut ce au făcut celelalte concurente, dar eu sunt sigură că rețeta mea o să-i dea pe spate pe cei trei jurați. De care dintre jurați îți este mai teamă? De Nea Vasile. De ce? Pentru că el este așa mai tradițional, iar crema din cozonacul meu nu este... Nu știu dacă o să fie pe placul lui.
Mamă, ce bine arată, corect? E... Da, Cătăline! Arată bine! Exact! Să o primim în platou pe Alexandra Mitică! Bună, Alexandra! Bună. Cu doi cozonaci ai venit astăzi, pe care îl ducem la juriu. Pe ăsta mai gras? Da. Așa se numește cozonac cu dolofan? Da. De când timp faci cozonaci? De 10 ani. De 10 ani? Da. Știi ce mi-a plăcut de tine? Când ai zis pe material că soacrei tale tot prea multă umplutură și că tu nu te lași, dacă îi place bine, dacă nu-i arăși bine. Nu. Corect, bate palma. Perfect, dacă ai trecut de soacră, e treabă ușoară aici. Micuțu, pentru că tu ești pentru prima dată la noi în juriu, trebuie să știi că prima dată luăm cozonacul, îl privim, apoi o să-l tăiem și ulterior o să-l și gustăm. O contează aspectul, gustul și, bineînțeles, prezentarea, da? În regulă. O singură notă. Așa arată cozonacul. Dolofan. Da. Arată bine? Foarte bine. Dar nu-i prea mic, Brenea Vasile? Acum, dacă doamna a ales forma asta, putea să aleagă o formă un pic mai mare. Și era indicat o formă din... Teflon, da, la forma pe care a ales-o e ce trebuie. E foarte. E foarte bine? Da, da, da. Mama, zine, da. Vasile, foarte bine. Alexandra, deci eu zic să te mai relaxezi. Totul e impecabil până acum. Aproape perfect. Da, Alex Cârțu, tu ce zici? Da, Alex Cârțu. Încă n-am ajuns la statutul de nea. Iartă-mă. Iartă-mă. Domnul Alex Cârțu, vă rog. Brei. Brei, arată bine. Brei, șef. Brei, șef. Da. Ia zi, boss, e bun? Șeful arată bine? Arată bine, arată bine. E un pic explodat aici, dar arată bine. Totuși avem nevoie și de o părere avizată din partea unui consumator. Micuțu. Da, mă, arată bine. Așa arată un cozonac care a plezit de fericire. Exact, asta e. Îți place cum arată? A dat pe afară. Păi da, tocmai că a dat pe afară. Despre aia e vorba. În momentul în care e prea multă umplutură, cât o vrea soacra să nu fie... Dar da, tu ai vreun cozonac așa preferat? Nu știu, ăla cu stafide, ăla cu rahat, ăla cu multă... Nu îmi place la cu rahat, asta pot să zic. Nu, dar cu multă... Adică pot să spun ce nu-mi place, în rest îți dai seama că îmi place. Tot. Tot. Perfect, bravo. Deci ăsta arată bine, da? Da, mă, arată bine. L-ai cumpărat, dacă l-ai vedea în vitrină? Domnule, l-aș cumpăra, da. Foarte bine. Câți bani ai dat pe el? Domnule, am la mine chiar acum. Păi dă-ne și nouă bani, te rog frumos, și du-te, Cosmine. Bine, mulțumesc frumos. Perfect. O să-l tăiem. Alexandra, ai emoții, te simt. Da. Mă uit în ochii tăi și îmi dau seama că... Ai fost și în spatele studioului acolo, destul de epuizat, așa. Hm? Puțin. Ai vrut apă cu zahăr ca să te pui pe picioare, da, să fii aici în fața jurului puternică. Da, da, dar mi-ai spus că soacra e cel mai mare critic al tău. Eu cred că totuși omul care apreciază cel mai mult cozonac și făcut de tine este chiar acolo pe canapea, este băiatul tău. Are 8 ani, îl cheamă Darius, nu? Da. 8 ani. Salut, Darius! Face mami cozonaci buni? Da. Bravo! Haideți să vedem ce e și juriu. Bun, când l-ai făcut? Ieri. Ieri dimineață? Da. Deci au trecut 24 de ore, ceea ce e bine. Îl tăiem. Micuțule, ești pregătit? Băi, atâta suspans, tu ai vrut să fii gazdă la Vrei să fii milionar? Serios, am eu emoții acum, săraca, pe care și mai mult. Mă rog, am vrut să fiu la Vrei să fii milionar, dar atât s-a putut, am ajuns la cozonaci. Și am vrut să fiu și milionar, dar mă rog, am rămas la cozonaci. Ai rămas la Vrei. La Vrei, da, exact. Îl tăiem. Ia uite. Simți presiunea? Da. Ma, opa, se rupe în partea asta, stai numai o secundă, nu de alta, dar să nu îl stricăm. Exact, mamă, mamă. Micuțule, știi cum pocnește pepenele copt? Așa pocnește cozonacul ăsta. Numai la aluzii din astea la mine. Ia. Dacă ne bagă cum zice. Trebuie să-l vedem, contează foarte mult. Contează foarte mult cum arată și imediat îl gustăm. Pregătiți, oameni buni? Alexandra Mitică! Wow! Leo! Și cu glumele la el, domnule.
Am revenit în direct, oameni buni, suntem la Cozonacul de Aur de 10 ani. Alexandra face cozonaci, iar astăzi Alexandra l-am tăiat. Pregătiți să vedeți cum arată? Da! Să-l întoarcem și să vedem un cozonac care a fost foarte apreciat de juriu. Ca aspect, așa arată după ce este pur și simplu tăiat. Arată bine, zic. Da! V-a picat fața. A cam exagerat cu umplutura. A exagerat cu umplutura. Nu fiți soacră, da. Să vedem exact dacă este și gustos. Primul nostru invitat, micuțul, oameni buni, va fi servit conform normelor în vigoare. Fii atent, micuțule, această felie pentru tine. Vreau să vezi dacă se face fâșii-fâșii. După care, dacă se face fâșii-fâșii, înseamnă că e bun și merge mai departe și poți să guști din el plescăind, pentru că așa îi simți gustul. Ce înseamnă fâșii-fâșii? Adică fâșii-fâșii din... De unde? Din aluat să se... Să se desfacă. Să se desfacă. Să... Nu ai nici cum să tai felie. Ia. Cătărin. Ah. Alex? Mamă, ești cozonac baie. Tu. Ce? Ce? Turcul ăla din... Da, da. Poți să pui niște nucă pe deasupra. Exact. Perfect. Deci, gustăm, micuțu. Poftă mare, micuțu. Mulțumesc, gustăm. Cătălin. Mulțumesc, Cătălin. Mâncăm și încercăm să vedem... Aici, vezi? S-a rupt fâșii, fâșii. Ia să vedem. Să găsesc fără un putură un pic, da. Uite, fâșii, fâșii, vezi? Vezi, micuțu, uite. Fâșii, fâșii, tati. Fâșii, fâșii. Este foarte bun. Ai luat doar o firimitură. Ce, mă? Am luat cu umplutură. Am luat foarte bun, da. Păi ia ca lumea. Gata, gata. Dar noi aici mănâncă lumea totul din farfurie. Am vezi, și lapte, vrei? Eu am venit mâncat. Vrei lapte? Nu vreau, domnule, las. Bă, chiar e foarte bun. Da. A, nu trebuia să zic că e suspansul, scuze. Nu știu dacă e foarte bun. Ce? Mi-am dat seama după aia, scuze. A stricat să-i suspansul, Oare e foarte bun? Rămâne să aflăm. În câteva momente. Hai să luăm o pauză publicitară. Te apasă suspansul ăsta, este? Da. Fii atent. Începem cu opinia juraților. Domnule Nea Vasile! A luat foarte bun. Dar puțin. Da, foarte puțin. Ai văzut din poți să tai felie. Nu, nici cuțitul nu mai e bun. Nu ia cuțitul. Exagerat cu umplutura. Sau chiar dacă vrei să pui umplutură multă, întins foaia mai mare, și rolezi de multe ori. Ai înțeles? Am înțeles. Adică ea... Vezi bine că n-ai cum să-l tai o felie. Când vin musafirii să-i servești, îl mănânci vrac cu lingura, cum se spune. Tot ce are. Da. Că pe înghețată. Și umplutura, crema foarte bună. Și a luat-o și tot, dar aici a greșit. Poate la finală... Adică o vezi în finală? Da. Nu ți-a suspansul. Deci, mă, da, ți-a plăcut și cum arată? Stai să-i facem amortizoarele. Ia să vedem. Noi testăm și amortizoarele aici, micuțule, fii atent. Ia uite. E ok. Ia zi, deci Nea Vasile cam multă umplutură, zici, nu? Exagerat, da. Da, bună. Da, bun. Mata, îți dai seama cum e soacra acum? În al nouălea cer. Ți-am zis eu, până și domnul Nea Vasile a zis că îi pui prea multă umplutură și n-asculți. Perfect, dar să nu uităm. Poate așa îi place lui Darius și atunci pentru da. El, corect? Corect. Am scos-o aici, ai simțit? Fac. Alex Cârțuzi! Fii atent. Vezi, deja m-am obișnuit, nici nu mai tresar, nici nu mai... Nu ți-a mai sărit inima, a? Nu. M-am obișnuit. În primul rând, felicitări. Se vede că nu faci de ieri de azi cozonaci. Are 10 ani. Are experiență. Da, are. Are, se vede. Pentru că îți trebuie un anumit... Salut, Darius. E bun, e bun, ha? Îți trebuie un anumit skill ca să poți să creezi un aluat.
Aici, ceea ce este foarte interesant este aluatul, nu umplutura. Eu nu sunt fascinat de umplutură, mai ales când văd atâta umplutură. Nu reușesc să înțeleg obsesia asta a noastră, a românilor, de a avea foarte, foarte multă umplutură. Nu, din punctul meu de vedere trebuie e să fie echilibrat. De toate, tate. Dar, ce este fascinant este aluatul, pentru că este foarte aerat, se rupe fâșii și reușește să susțină o asemenea greutate de umplutură. Da? Pentru că este multă umplutură și tot secretul stă în acest lucru. Capacitatea aluatului de a susține atâta umplutură. Mă uitam la Micuțu că era foarte atent, a nimerit la lecția de chimie. Da, asta pentru că dacă nu știa că se poate vorbi atât despre un cozon. Deci poți să-ți dai doctoratul în cozonac în România. Zic, da. Nu? Teza mea de doctorat e despre cozonac. Capitolul 1. Fâșii. N-ai tu idee. Până mâine putem vorbi despre cozonac. Da, pentru că dacă n-ai fi creat un aluat care să-i susțină greutatea umpluturii, toată umplutura s-ar fi dus la fund și ar fi fost o mare gaură între ei. Este foarte bun la gust, umplutura este super bună la gust. Ce nu-mi place este că nu este legată, da? Că în momentul în care tai o felie, da, toată umplutura scurge așa, dar sunt sigur că întotdeauna există loc de mai bine. Dar este un cozonac foarte, foarte bun. Dar stai seama că se uită oamenii la televizor și zic, bă, ce vede juriul ăla, mă? Adică, uite, i s-a adus un pic aici coaja, e cozonacul foarte bun. De asta e bine să explicați, adică se cade, cum se numește, umplutura și vă ziceți că e foarte bun. Dar v-a cucerit... Mă, este foarte bun, arată și bine. V-a cucerit, zi, coca, nu? Aluatul. Da. Dar și deci... umplutura ca și gust este foarte, foarte bună. Exagerat. Și mie îmi place cu portocală confiată. Eu sunt deschis, chiar dacă Nea Vasile este mai așa, mai... Nu vreau să zic, uite, eu voiam să zic încuiat, el zice tradițional. mai supărat ieri, știi, cu nota de ieri și acum... Te-a supărat cu nota de ieri, nu? Da, m-a supărat cu nota de ieri. A zis că cel mai bun și-a dat tot 8. Da, și-a dat tot 8 acum. Să vedem. Micuțu, acum toată presiunea e pe tine. Aoleu. Este de la tine așteptăm verdictul. Da? Și o analiză științifică, tati. Bun, ce-am apreciat? Tot. Aluatul, umplutura, felicitări. Asta, coaja deasupra crocantă. Mie îmi place faptul că rămân așa firmituri, că după aia poți să faci așa și să bagi în gură ca nesătulul. Deci românesc, girez pentru acest cozonac cu viața. Ca să am și eu niște greutate în cuvinte. Îmi pun viața în joc pentru cozonacul ăsta. E bun, nu? Da. Și totuși poate se uită și soacra ei la emisiune. Ce ai putea să spui un mesaj legat de umplutură? Să o ține pe Teodora. Să o lase, Alexandra, domnule, în pace. Să o lase în pace, domnule. De tot. Să o lase în pace. Dacă îi place copilului, aia e important. Corect. Să terminăm cu battle-ul ăsta între Nore și soacră. Haideți măcar de Crăciun să ne înțelegem. Că la alegere ați văzut ce s-a întâmplat. Haideți un pic să... Da? Mască fără mască. Nu mai, gata, hai să ne unim. Arăși și ne-a fost incredibil. Români cu români. Gata, ne-am unit. Da. Vezi, și eu asta e, am luat de la tine asta cu țipatul, că altfel nu mă credea nimeni. Maica mea, dacă ți arăt în fiecare zi de mesaje, că de ce țip așa de tare? Dar nu mai țipa, mă, mamă. Da, da. Eu cred că nu se aude bine la Târgu Jiu. La tine să nu mai țip, la mine să nu mai înjur. Îți zice? Băi, îmi spune, îți dai seama. Și tu ce zici? Lasă, mamă, că vedem. Exact ce zici tu. Perfect. Pregătit că o să dăm note și Micuțule, în cazul în care nu știai. Acest cozonac va fi al tău, îl vei putea duce acasă. Eu? Da. Wow. Pentru că noi ne plătim invitații în cozonaci. Nu vine să cred. E mai bun decât ăla de aur. Cum? E mai bun decât ăla de aur. Și al tău, Micuțule. Mulțumesc mult. Tot? Nu cred. Crezut că iau doar 3 felii. Tot e al meu? Tot. Vai, mulțumesc la Măruță.
Bun, ți-au mai trecut, Alexandra, emoțiile? Da. Dacă mergi mai departe, ai înțeles ce trebuie să faci pentru finală? Finala e vineri. Da. Cozonacul, dar poți poate fi cu unul. Ieși din comun, așa, să-i dai gata. Dacă vezi că ești un premiu foarte mare, micuțule, un cuptor. Am crezut cozonacul ăla fake cu, de aur. Super profesional, poftim? Am crezut că e cozonacul ăla fake de aur. De aur păi fake. Nu, e și ăla, dar avem un lățișor de aur cu cozonaș cu ăsta, deci pe aur, pe gold. Bun. Asta e. Felicitări. Cum? Felicitări. Perfect. Va fi un super cuptor profesional de la Electrolux, cei care ne susțin în acest concurs care devine internațional, cozonacul de aur. Dăm note! Atenție mare! Deci notele trebuie să cuprindă aspectul, gustul, toate la un loc face o medie. Mm-hmm. Ești primul care dai nota, micuțule. Eu? Da. Doamne, câtă presiune! Ești primul care dă note... 10! Micuțul a dat 10 pentru cozonacul Dolofan. A, o țin aici? Să nu uite lumea? Da, da, exact. Dar cât a dat micuțul până la urmă? A, uite. Alex Cârțu! E... E. E greu. E. E greu. Dar... Comparându-l cu cel de ieri, care a avut plusuri și minusuri? Și minusuri? Vai, nu mulțumesc! Mai puteam, efectiv. Mulțumesc. Vai, ce completare. Deci și minusuri erau. Până la urmă a zis și minusuri. Da, a zis, mă. Dar știi ce nu înțeleg eu? Au lăudat cozonacul, bă, și când dau nota, de fapt îți dai seama că nu știi dacă treci clasa, știi? Da, ia, dar îmi stă mie inima asta, mă enervează, că am eu emoții acum. Da, exact. Ah, eu cât am dat, ha. Trebuie neapărat să ne pui și sutim la notele astea, că nu... Cu sutime? Da, asta un moment dat nu mai... E foarte greu ca să departajăm. Da, dacă ar fi avut umplutura mai legată, ar fi fost un cozonac de 10. Dar așa... No! Oh! Incredibil! Ai notă mare! Mamă! Ai notă mare! Deci 10 a primit și Bianca ieri de la Lora, 9 a primit de la Alex Cârțu. Domnul Nea Vasile s-ar putea să facă diferența cu participanta de ieri. Domnule Nea Vasile, presiunea e pe dumneata mare de tot. Ce mă făceam eu acum? Dacă? Dacă ieri dădeam mai mult de 8 cât a meritat. Era chiar un 8, 40 așa. Ieri era o 40? Da. Și azi? Astăzi merge 9. Oh! 9! E primul 9 pe care domnul Nea Vasile îl dă. 28 de puncte! Deci, Alexandra, nu vine să crede, ești pe primul loc. Mulțumesc frumos. Deci ești în finală, nu? Pentru că mai avem doar mâine o concurentă și sunt primii trei. Da. Deci, gata, ești în finală, vineri. Mamă! Practic am aflat prima finalistă, are 28 de puncte. Vedem dacă Bianca la 27... Ba, și Bianca, nu? Care are 27 de puncte. Și Bianca. Și vedem mâine ce se întâmplă. Pentru că mai avem aici două concurente la egalitate, Albertina și Dana. Vedem, exact. Ce putem să-ți spunem decât felicitări, Alexandra. Mulțumesc. Efectiv, îți dai seama, soacra, cred că acum... Nu știu dacă... Are dreptate. Cred că ai pierdut un telespectator. Pe mama soacră. Da. Din partea Dr. Otker, Otker, partenerul nostru... Vrei, poți să zici tu mai bine? Ești distrat azi. Da. M-am uitat la măruță prea distrat. Vezi că mi-am făcut 12 ani de german la Institutul Goethe, n-am zis bine? Ba da, Oetker. Perfect. Coșul e pentru tine. Ieri am avut coșuri mai mari, dar și cozonacul tău a fost mai mic. Important e că conține la fel de multe produse și de la Dr. Oetker. Doctor Oetker. Cum? Doctor Oetker. Să exersezi și vineri în finală să vii cu un cozonac să-i dai pe spate, da? Sigur. Perfect, să știi că ai aici produse pe care să le folosești, da? Mulțumim mult. Mulțumesc frumos. Alexandra, mulțumim, felicitări. Voi de ce râdeți? Nu știu dacă a reținut lumea ce note am dat, să le lăsăm o dată jos. Hai, putem să avem o imagine cu toți trei, ca după aia să trecem peste. Gata, putem să le lăsăm? De ce? Nu, nu, da. Da? Da, da. Uai, de mine. Nu mai puteam. Cum a fost?
Emoționant. A fost emoționant. Și nu mă așteptam la final, la cadou de la Duc de Rutger. Nu m-am așteptat. E plin de suspans totul. Nu știu ce se întâmplă aici. Nu știu. Dar acum ești mai relaxat, nu? Da, și înainte eram, doar că se întâmpla după aia să vorbim o oră despre un cozonac și îți dai seama, stătea inima, că nu știam fâșiile, dacă-s fâșii. Da, dar finalul a fost exploziv. Băi, da, eu abia aștept să văd cine câștigă cozonacul de aur. Vine. Și cuptorul. E cuptor, nu? De ce fugi? Cum? De ce ai fugit la cuptor? Nu, vreau să anunț că mai avem mine o concurentă și apoi să mai stăm noi de povești. Ok, scuze. E în regulă? Da, da, scuze, 10. Mulțumim, Alex Cârțu! Ne vedem mâine pe Alex Cârțu, îl găsiți pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe Nea Vasile, îl găsiți și pe Instagram. Și la pațărie. Cum? Vasilica Cozonac. Vasilica Linuță Jos Cozonac, foarte bine. La cozonăcărie. Exact, la cozonăcăria lui Nea Vasile. Oameni buni, mâine ne întâlnim cu ultima concurentă de la ediția de Crăciun a Cozonacului de Aur.